Autoritățile au stabilit coșul minim lunar pentru un trai rezonabil. Potrivit Comisiei de Insolvență la nivel central, pentru o familie din mediul rural este nevoie de o sumă de 2100 de lei, iar pentru una din mediul urban, 2600 de lei. Atât susțin autoritățile că poate cheltui o familie cu doi adulți și doi copii, dintre care unul sub 14 ani, în caz de insolvență. Decizia a intrat în vigoare la 16 ianuarie. Potrivit autorităților, valoarea coșului minim de consum în oraș pentru un adult este de 797 de lei. Pentru un copil cu vârsta de peste 14 ani, suma necesară este de 587 de lei, iar pentru un copil cu vârsta de până la 14 ani, suma minimă necesară este de 419 lei. Valorile sunt mai mici pentru cei din mediul rural cu circa 20%, respectiv de 644 de lei pentru fiecare adult, 473 de lei pentru fiecare copil cu vârsta de peste 14 ani și 339 de lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 14 ani. La stabilirea acestor sume, Comisia de Insolvență la nivel central a luat în calcul sumele și cheltuielile oferite de Institutul de Cercetare a Calității Vieții. Valoarea coșului minim lunar de consum reprezintă pragul minim sub care nu pot fi stabilite cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil.